desigur. Este plăcerea mea să îl invit alături de noi pe Valer Hancaș, director de comunicare și corporate affairs Kaufland România, într-o nouă discuție moderată de Marta Ușurelu. Bine ați venit! Mulțumim, dragă Alex! Bine ai venit, Valer! Mulțumim foarte mult pentru că ai acceptat invitația noastră. Bună ziua tuturor! Mulțumesc mult de invitație! Sunt onorat să L-am rugat aici. În backstage pe Valer să vă lase să stau eu în partea asta. Mai schimbăm locurile, să schimb și eu locurile. Cum sunteți voi acum că începe din nou nebunia? Ați trecut printr-o perioadă de foc, începe a doua perioadă de foc. La voi a fost și o perioadă de liniște cumva pe timpul verii sau voi ați simțit mereu o perioadă de foc de când a început nebunia și până acum? Aș spune în felul următor. Cred că în mediul de business situația este total diferită față de mediul guvernamental. În sensul în care, începând din februarie-martie 2020, am avut mult timp la dispoziție să ne adaptăm, să ne agilizăm și să beneficiem, să zicem, de un know-how pe care, din păcate, l-am dobândit în cursul anului trecut, așa cum spuneam. Trecând de la acele ipostaze, când, probabil că ne aducem cu toții aminte, acele imagini cu rafturi goale pe diverse grupe de marfă produse... Crezi că vor mai reveni rafturile goale? Nu. Nu. Nu vor mai reveni pentru că consider că atât noi, mediul de business, cât și colaboratorii noștri, partenerii noștri, am învățat din acest lucru, dar cred că și gradul de maturitate al consumatorului cumva s-a dus la un nivel, aș putea să spun, de excelență în cursul anului trecut. Felicitări! Este un lucru bun că vedem și lucrurile pozitive însemnând lucrurile chiar bune, nu pozitive, cum sunt rezultatele. Cum comunică un brand mare, cum sunteți voi, în această perioadă? Un brand mare, cum suntem noi, comunică în această perioadă exact așa cum a comunicat și în perioadele anterioare. Deci, teoretic, din acest punct de vedere, nu s-a schimbat nimic, pentru că în continuare ne axăm comunicarea pe empatie, transparență, pe autenticitate și probabil că am devenit, cred eu, mai rapizi. Cred că, mai ales în momentele cheie, când, să zicem, toți participanții la piața aceasta de industrie, retail, aveau nevoie de un semnal de încredere, am reacționat în direcțiile acestea și am comunicat strict în această ipostază. Pentru că de cele mai multe ori, pentru a crea o relație, a implementa PR-ul în mediul de business, se bazează întotdeauna pe un credit de încredere care circulă între brandul respectiv și clientul, consumatorul respectiv. Căutăm încredere, dar trebuie să acordăm încredere. Și acesta este motivul pentru care cred în continuare că sunt momente când brandurile trebuie să vină și să își plătească creditul de încredere către consumator, tocmai pentru a echilibra acest dialog care, din punctul meu de vedere, este unul mai mult decât permanent, mai mult decât necesar. De altfel, se pot identifica nevoi în funcție de perioadele de referință, nevoi diferite de la o zi la alta, așa cum au fost în cadrul anului trecut, așa cum mai sunt, din păcate, în acest moment, cel puțin la noi în țară. Și aceste nevoi le exprimăm prin anumite acțiuni. De fapt, cred că suntem un brand implicat, un fel de ancoră de responsabilitate care cumva ține într-o formă lipsită de haos entitățile cu care colaborăm. Ți se pare că în toată perioada asta în care nu ne-a fost ușor nici consumatorilor, nici vouă, care a trebuit să fiți în linia întâi mai mult decât oricine, sunt multe provocări sau sunt și oportunități? Venind dintr-o firmă germană, aș putea spune că ar trebui să le vedem pe toate drept
oportunități. Evident că sunt provocări, doar că datoria noastră este de a transforma aceste provocări în oportunități. Atât pentru noi, cât și pentru consumatori. Ar trebui să facem lucrurile cumva mai ușoare. De ce nu? Mie îmi place zicala asta, keep it simple. Și de regulă când primesc câteva explicații pe care nu le mai înțeleg, spun stop. De altfel, în industria pe care o reprezint, se vorbea în ultimii 30 de ani despre brick and mortar. Conceptul clasic de offline, să zicem așa. În momentul de față a intervenit un nou concept care se numește brick and click. Povestea asta despre online, offline s-a dus cumva într-o combinație de altfel minunată și pentru a ușura lucrurile, click-ul poate fi folosit chiar și în cadrul magazinului, nu neapărat de la distanță, prin, mă rog, anumite aplicații, proiecte care să îți ușureze sau să îți dea un know-how mai mare despre produsele pe care le achiziționezi sau, I don't know, să îți plătești mai repede, să îți plătești singur, să sunt tot felul de lucruri care pot fi făcute în interiorul unui magazin, chiar folosind aceste tool-uri care, repet, câteodată sunt de la distanță, dar câteodată pot fi folosite și în interiorul magazinului. Ți se pare că au reacționat rapid consumatorii? S-au adaptat repede la toate noile tool-uri? Cred că am fost toți forțați să ne adaptăm într-un fel sau altul. De fapt, dacă e să mă gândesc la schimbări, aș zice mai degrabă că e mai simplu să răspundem la întrebarea ce nu s-a schimbat, de fapt. Pentru că s-a schimbat foarte, foarte mult, în proporție de 90%, inclusiv modelul de business, se poate spune că s-a modificat în condițiile în care luarea unor decizii vis-a-vis de scurtarea unor termene de plată pentru furnizori mici din România la 3 zile este un lucru care din punct de vedere birocratic este pur și simplu greu de efectuat. Adică de la emiterea facturii până la plată 3 zile calendaristice, repet, este aproape imposibil, dar exista o nevoie și vis-a-vis de aceste nevoi ale partenerilor noștri, parteneri care întâmpinau probleme cu diverse materii prime, materiale, ambalaje. Vă aduceți aminte de celebrele trasee, drumurile europene, culoarele pe care se circulau, respectiv cozile la intrare în țară. Ei, într-o situație de criză e clar că cash is king, mai ales într-o situație de criză. Cine are banul, plătește, primește marfa respectivă. Asta a fost unul dintre motivele pentru care am hotărât să facem acest lucru, în ideea în care efectul direct al acestei idei a fost că produsele respective au existat în continuare în piața din România și consumatorul a văzut acest lucru având un moment de respiro vis-a-vis de acel impuls, dacă vreți, de a achiziționa, nu știu, foarte multe produse, de a avea rezerve, de a avea stocuri. Cred că într-un final aceste stocuri s-au terminat. Vorbind de celelalte categorii de stakeholder, da, ne uităm în jur, am intervenit în tot ce înseamnă societate defavorizată, tot ce înseamnă sistem medical, dacă vreți. Am făcut foarte multe proiecte. Da, asta era una dintre următoarele mele întrebări. Voi sunteți foarte implicați în comunitate, aveți foarte multe proiecte la nivel de țară, în foarte multe domenii. De ce? Este prima întrebare. Și cum alegeți aceste proiecte? Nu sunt chiar foarte multe domenii. Sunt aproximativ 5 domenii mari, pentru că nu ne putem implica peste tot, nemai fiind, cred, la fel de eficienți. Sunt 5 domenii, societate defavorizată, și aici vorbim de sărăcie, foamete, educație, pentru că ne interesează foarte mult. Și avem nevoie cu toții. Și avem nevoie cu toții, într-adevăr.
un stil de viață sănătos care poate fi ușor dedus din misiunea pe care o avem de a acorda cumpărături. Mi se pare foarte important că voi ați început cu stilul de viață sănătos de foarte mulți ani, deși acum e apogeul și deci a fost înaintea timpului, și oamenii au simțit foarte bine această tendință pe care voi ați impus-o în toate promovările, inclusiv pe Odoro, aveți de mulți ani. E strict legat, dacă vreți, de ceea ce facem noi în fiecare zi. De, nu știu, acea prospețime. Am prieteni care îmi spun că de acum 16 ani, de când s-a deschis primul magazin, încă vin la noi pentru prospețimea cărnii și a legumelor și fructelor. Și, pe de o parte apreciez acest lucru, dar pe de altă parte stau să mă gândesc dacă n-am fost capabil totuși în 16 ani să atragem atenția și cu altceva. E bine, am rămas consecvent cel puțin pe prospețime și pe calitate. Deci să știi că înaintea timpului este exact ceea ce am spus și eu, pentru că și nu ar trebui să te gândești așa. Mie mi se pare că e foarte bine că oamenii au înțeles și le-a rămas în minte și dacă îi întrebi unde e proaspăt, ei răspund simplu, ceea da. Ce contează enorm. Da. Stil de viață sănătos, cultură, pentru că face parte cumva din identitatea noastră și cultura, din păcate, în România, în momentul de față, este o valoare ușor dezapreciată și cred că le-am numit pe toate cinci. De ce facem acest lucru? E bine, nu e o declarație piaristică, pur și simplu face parte din ADN-ul nostru. O spun așa, chiar cu mâna pe inimă. Vrem să fim responsabili și trebuie să fim responsabili. De altfel, din acest punct de vedere, facem foarte multe studii, tocmai pentru a vedea, de fapt, care este impactul direct, indirect sau indus a amprentei pe care o lăsăm în jurul nostru. Și pentru asta facem studii de impact socioeconomic, rapoarte non-financiare, chiar înainte ca acesta să devină o obligație legală, astfel încât știm exact cam unde suntem ancorați, care sunt efectele pozitive pe care le avem și chiar și efectele negative, de ce să nu fim sinceri. Și atunci intervenim în aceste direcții, luăm niște măsuri, ne îmbunătățim, le comunicăm, bineînțeles. Chiar săptămâna aceasta am avut pentru prima dată în istoria companiei un dialog cu stakeholderi. Îmi pare rău că n-am făcut-o mai demult. Dacă vă aduceți aminte, pentru cei care sunteți aproximativ de aceeași vârstă cu mine, exista un film, Salutări de la Gigia, pe care l-am consumat la o vârstă destul de fragedă. În acest film, un tânăr care lucra la canalul Dunăre Mare Neagră îi scria o scrisoare mamei sale și spunea: mamă, dacă știam ce mișto e la canal, ceva de genul ăsta, aș fi venit de mic, mic. Așa și eu cu dialogul cu stakeholderii. Deci dacă aș fi știut câtă valoare aduce acest dialog deschis. Am avut dialog cu furnizorii noștri, am avut dialog cu angajații noștri, cu mediul academic, cu societatea civilă și așa mai departe. Care a fost cel mai interesant din punctul tău de vedere? Mediul academic. Da? Categoric. De ce? E o discuție pragmatică, bazată pe realitate și pot fi niște măsuri concrete în care să ne implicăm vis-a-vis de, nu știu, motivația exercitării actului de învățământ. Din păcate există un abandon universitar masiv. În afară de abandonul școlar, cel preșcolar, să zicem, unde luptăm pentru eradicarea acestuia, fiindcă e categoric că nu putem vorbi de educație atâta timp cât nu toți copiii participă la acest act. Am fost surprins să aud de abandonul universitar, când deja, nu știu, speram eu din sfera mea... Că nu se schimbă, da. Că nu se mai schimbă, ai ajuns, da, Doamne ajută, dacă ai fost capabil să-ți iei bacul, probabil că intri și la universitate și de aici lucrurile curg ușor. Dar nu e așa. Asta e o mare problemă pe care o vedem în România, pentru că nu sunt modele și sunt foarte mulți oameni care ajung și spun: de ce trebuie să fac eu o facultate? Pentru că oricum nu câștig mai mulți bani. Și aici cred că este ceea ce avem noi de luptat. Voi ca și companii, noi ca părinți, noi toți care ne dorim să evoluăm bine, să le arătăm că de fapt nu poți să faci bani dacă n-ai o școală. Chiar dacă realitatea tristă arată că sunt și mulți oameni care fac bani fără să aibă o universitate. Dar știi cum e? Eu vorbeam cu fiul meu care a fost un mare vlogger și s-a lăsat și am zis: bă, de ce nu mai faci vlog?
Pentru că iau o pauză și după aia când o să mă fac din nou, o să câștig foarte mult bani. Și am zis, dar de ce? Păi uite, așa fac aia în America. Zic, păi, dar dacă fac aia, nu înseamnă că faci și noi în România. Trebuie să înveți mai întâi. Știi? Și se uită așa la mine, foarte neîncrezător. Deci îmi place foarte mult ce ai spus, că ai rezonat cu tot ce înseamnă partea de academică în ceea ce ați făcut cu dialogul vostru. Partea de dialog, da. Și da. Spre surprinderea mea, există foarte multe punți de legătură care pot fi construite și între multă muncă. Partea universitară, academică și mediul de business, indiferent de industria din care facem parte. În aceste dialoguri, ce nu ți-a plăcut? N-am dreptul să spun acest lucru și mai ales că am fost trăinuit dinainte să nu mă fac că nu-mi place și să-mi placă tot, pentru că e un dialog deschis și atunci ceea ce nu ne place nouă este clar că e un feedback extrem de important care vine din partea cealaltă, pe care până în momentul de față probabil n-am avut posibilitatea să-l identificăm sau să-l vizualizăm. Misiunea acestor dezbateri nu e despre a ne plăcea sau plăcea, nu, ci mai degrabă despre a afla cam care este fizionomia ta în ochii celuilalt. Eu aș vrea, știi, să mergem pe zona personală, de-aia am și pus această întrebare. Care este campania care îți place ție cel mai mult din tot ceea ce faceți? Păi sunt foarte multe campanii. Derulăm aproximativ între 150 și 200 de campanii pe an. Acestea sunt susținute de tot atâția parteneri, bineînțeles, din cadrul societății civile, susținute de aproximativ 8 milioane de euro ca și buget. E vorba de impact, de fapt, și am reușit anul trecut, cel puțin, să ajungem la aproximativ 2,5 milioane de oameni care au beneficiat de proiectele implementate împreună cu societatea civilă. Dacă mergi într-o campanie umanitară, îți dai seama că ai prea mult. Ai prea mult, pur și simplu. Te saturi un pic de viața ta, o să-ți dai seama că ești răsfățat, că dorințele și cerințele pe care le consideri tu necesare pentru viața ta sunt deja mai mult decât un lux. Dacă mergem în partea educațională, la fel, îți dai seama că e nevoie de implicare, e nevoie de finanțare, e nevoie de susținere, dar o să leg acum partea personală de cea profesională. Cred că Cantina Socială este un proiect care îmi place foarte mult pentru că are un dublu sens prin implementarea sa. Unul, de a reduce risipa alimentară. Programul funcționează în felul următor. Echipa responsabilă de acolo, adică cei din bucătărie, comunică în permanență cu magazinele din București și primesc niște liste cu produse care au un termen de valabilitate din ce în ce mai mic. Astfel încât își calculează volumul, cantitățile pentru cele aproximativ 1000 de porții de mâncare zilnică și reducem risipa alimentară și doi la mână, bineînțeles, acordăm un ajutor societății defavorizate din acest punct de vedere. Adică acordăm o masă caldă, de un an de zile aproape funcționează, nu s-a repetat în niciodată ca același meniu să fie gătit de două ori în zile consecutive și se gătește absolut tot, de la sarmale la chili con carne. Felicitări! Mi se pare o mare reușită și cu atât mai mult faptul că, uite, nu s-a repetat de la o zi la alta meniul. Cum sunt angajații? Cum reacționează ei la proiectele voastre de CSR? Doresc să se implice? Îi motivați voi într-un anumit fel? Cred că ține de comunicarea internă, care este un aspect, a zice, mai mult decât important, pentru că angajații au o dublă calitate. Teoretic fac parte din cea de-a doua, cea mai importantă categorie de stakeholder, da? Pentru că fără clienți și fără angajați nu poți, nu e business. Dar au dublu rol de a fi și clienți în același timp. Adică atenția pe care ar trebui să o avem în relația cu ei, da, e diferită. Comunicăm foarte mult intens, avem și o aplicație internă
Sunt foarte pozitiv pentru faptul că, având proiecte derulate la nivel național, în absolut toate zonele din România, avem call-uri de voluntariat, să zicem așa, strict pe zonele respective și sunt foarte mulți colegi care vor să participe și să-și aducă un aport, da, la cumva la aceste proiecte care aduc un edit value mai mult local decât unul național. Da, cred că suntem pe un trend ascendent din punctul acesta de vedere la nivel de societate, în care realizăm de fapt că putem prin aportul nostru să facem ceva mai mult decât pentru cercul, bula, familia sau prietenii noștri. Am dat și eu un interviu zilele astea și mă gândeam ce ar trebui să ne dorim sau ce ar trebui să facem cu toții mai mult și stăteam și mă gândeam că ar trebui să ieșim așa un pic din nevoia asta de a fi noi cei mai importanți, să contăm doar noi, să ne gândim și la ceilalți, pentru că în special în pandemia asta parcă oamenii au intrat așa, știi, s-au închistat, știi, și sunt numai ei pentru ei și așa mai departe. Și aș vrea să vă felicit pentru ceea ce faceți și să ne gândim cât de mult contează faptul că motivația angajații cu voi și alte companii care fac CSR reușesc să le deschidă mintea și să învățăm că de noi depinde să fim mai buni toți. Nu e că într-o dimineață fiecare om se trezește și zice, a, sunt mai bun. Nu, dar dacă mai aude și din stânga și din dreapta, poate o să se urnească în bine până la urmă și societatea noastră. Deci, voi comunicați intern foarte mult, comunicați extern foarte mult. Cum vezi viitorul profesiei de comunicator în perioada asta, care o să fie grea în continuare? Dacă mă uit puțin în spate, îmi dau seama că, nu știu, acum 10 de ani, comunicarea brandului cu consumatorul nu era una neapărat directă sau frecventă. Între timp ne dăm seama, de fapt, că fără comunicare este o lipsă totală de adresabilitate către consumator. Intervine un vid, intervine, dacă vrei, o segregare, da? Că am pornit în 2020 de la acel wash your hands and everything will be okay, după care am continuat cu distanțarea socială și, din păcate, cel puțin în România, în momentul de față, mi-asum ceea ce spun, cred că asistăm la o segregare socială între două tabere care s-au definit ca fiind tabere adverse din pricina comunicării, nu datorită comunicării, din cauza comunicării, efectiv. Cred că rolul unui comunicator este extrem, extrem de important, de a fi responsabil, de a fi onest, transparent și empatic, pentru că de aici a plecat, de fapt, întrebarea ta, acest fenomen în jurul căreia, zic eu, lumea încă mai stă cumva legată împreună. Și fără empatie, într-adevăr, nu știu în ce direcție ne-am duce. Probabil că ne-am transformat puțin condiția umană în altceva. Este un moment greu și mie mi se pare că voi reușiți să îndepliniți toate, să spunem așa, criteriile pe care voi trebuie să le bifați ca și retailer și aveți provocări în fiecare zi. Cum ți se pare că a fi german, da, că ai pomenit că e o companie germană, este empatic și trebuie să fie și mai empatic? Se pare că este potrivit? Da. De ce? Empatia nu este o caracteristică exterioară. Exact. Ea nu vine în baza unei fizionomii, să zicem, ușor mai... Nu, dar germanii sunt mai reci, mai distanți. Da, da. Exact despre lucrul ăsta voiam să spun. Dar empatia nu are legătură cu fizionomia, cu caracterul și așa mai departe. Cred că e o trăire mult mai superioară pe care o deținem și nu ține cont de nație, nu ține cont de rasă, nu ține cont de religie sau n-ar trebui să țină cont de toate aceste lucruri. Și mai degrabă, cred că e un element foarte pur pe care îl deținem noi ca și oameni. Și care se vede pur și simplu și se transmite așa, pentru că există. Pentru că există.
Și pentru că existăm, bineînțeles. Da. Mulțumim foarte mult, timpul nostru s-a scurs. Eu vă mulțumesc mult de tot. Mulțumim, să ne vedem la următoarele evenimente. Dragă Alex, îți predăm scena și microfonul. Prezent, mulțumesc aplauze foarte mult, Valer. Pentru ei, mulțumim frumos.